Slăviți să fie Domnul! Amin. Ne bucurăm că suntem împreună în casa de rugăciune și ceea ce lucrează Dumnezeu este bine și este frumos. În anii de slujire pe care i-am, nu mult, în experiența puțină pe care o am, am înțeles un lucru. Fiecare în adunare crede că slujba lui este foarte importantă și trebuie făcută bine. Și poate au dreptate. Unii iubesc rugăciunea, foarte mult rugăciunea. Rugăciune, stăruință, lucrări, descoperiri, asta e puterea, spune ei. Și-i drept. Mi-aduc aminte, odată ce am un cerc de rugăciune, erau mai mulți proroci, au fost mai multe lucrări și era frumos pentru unii. Apoi era și fratele Simionu, care l-ați cunoscut. Și după două, trei rugăciuni, omul a început să foiască, așa nemulțumit, și la un moment dat spune, dar din cuvânt nu se cercetează nimica, pentru că la el totul era Biblia, zi și noapte, lui îi plăceau discuțiile. Ei, el credea că Biblia trebuie. Într-o seară era un grup de frați a rugăciunii în Suceava, și era multe rugăciuni, și un băiat tânăr pe acordeonul, dar nu l-a pus nimeni să cânte nici o cântare pe acordeonul. Și la un moment dat spune, frate, eu trebuie să plec, mâine dimineață mă duc la lucru, și de asta îi spune, dar dacă tot ai venit și ai acordeonul, ai cântat o cântare. Și-o cântat o cântare și de una au mai intrat încă una și-o cântat patru cântări. Și nu mai plecat acasă. O stat până să plătim rugăciunea. El credea că cea mai importantă e cântare. E bine, unii cred că predica e foarte importantă. Când am întrebat fratele Ghiță, cât sunt de acord să predic până la 9 și 5, de acord mulți frate au ridicat mâna. De la acord niciunul. Eu m-am uitat și în parc, m-am uitat nici o mână ridicată. Și acum sunt într-o dilemă. Dar vreau să vă mai spun un lucru până îi întreb câteva cuvinte din Sfânta Scriptură. Am un prieten bun în Suceava, poate cel mai bun predicator acum din zona aceea. Nu-i dau numele, toți îl cunoașteți și e o mare plăcere pentru omul ăsta că ajunge într-o biserică. Și ajunge într-o biserică, într-o seară, chemarea evanghelizată. Și spune fratele păstor, frate, noi avem program de la 6 la 8. Dar nu ne ținem noi de ceasul ăla. Și fac cu oamenii un program de la 6 la 7 de rugăciune. Fratele s-au simțit bine, s-au luptat, au fost ani. De la 7 până la 8 fără 20, au fost cântări, poezii, recitaluri, un poem. La 8 fără 20 l-au pus pe frate la predică, îi spune, frate, nu te uita la ceas. Când dă Domnul, dă înainte. Și fratele îi spune, frate, eu am venit ca invitat să predic la evanghelizare. Mi-aș fi dorit pe mine să, după timpul de rugăciune, el aș bătut în duie și trebuie să fie, m-aș fi dorit de la 7 la 8 să mă pui pe mine la predică, pentru că sunt musafiri, străini, știți? Și de la 8 până la 12 noaptea să cântați cântări, e frumos, să stăm în casa de rugăciune. Dar să călcați voi rânduiala, cei din loc, nu să vină un străin sau altă. Când un frate predică după ora 8, se creează câteva impresii. Unul, cum a trecut de ora 8, deja predicatorul e foarte lung. Vedeți că el nu vede că este ora 8. Omul vine la adunare cu cât că stă de la 6 la 8. La ora 8, ceva se montează așa în psihologia lui, că deja a trecut timpul. Și dacă mai stă 5 minute, se pare că îi face o mare favoare predicatorul. Ai putea mai răbdat încă 10 minute peste ora 8. O a treia impresie care se creează, îi convenit un om străin și ne-o călca rânduiala noastră. Și asta eu nu mi-aș dori să vă fac impresia că am venit 3 zile la dumneavoastră și nu țin cont de rânduială. Că Dumnezeu e un Dumnezeu al rânduielii, ca în toate bisericile Sfinților. Acum ar fi două lucruri de rezolvat. Ori la nivelul organizatoric, să se lucreze puțin, ori predicatorul să fie atent la ceas și când îi vine vremea de încheiere să încheie, ca să nu fie el vinovat de buna rânduială care se calcă într-o adunare. Fratele, o citi cuvântul de aici, eu n-am avut un text, mi-aduc aminte că într-o biserică în străinătate,
aceste trei versete au fost citite trei seri la rând. Și în fiecare seară am predicat dintr-un verset. Acum a rămas la versetul 18 doar câteva gânduri ca să fie timp și pentru încheiere. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Amin. Dragii mei, există două lumi paralele. Adică ele coexistă, sunt în același timp. O lume materială și o lume spirituală. Lumea materială e lumea care se vede. Există doi oameni. Un om de afară care se vede cu fizionomia lui și un om din lăuntru care nu se vede. La lumea materială noi ne raportăm prin cele cinci simțuri. Avem ochi, adică vedem, auzim, mirosim, gustăm și pipăim, da? Astea sunt cele cinci simțuri cu care omul se raportează la lumea materială. La lumea spirituală, se ruga Pavel Efeseni, capitolul 1, versetul 18, și mă rog Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, ca să vă deschide ochii inimii. Noi avem și în omul dinăuntru, în omul spiritual, avem simțurile astea cu care ne raportăm la lumea spirituală. Între aceste două lumi există o interferență. Între lumea materială și lumea spirituală există câteva lucruri comune. Spune Evrei capitolul 11, versetul 3, prin credință înțelege că tot ce este făcut, îi făcut, adică tot ce se vede, îi făcut din lucruri care nu se văd. Dumneavoastră vedeți anvonul ăsta, da? Ăsta e un lucru material, se vede. Biblia vine și spune că îi făcut din lucruri care nu se văd și-o trebuit după teoria lui Pavel să mai treacă încă 2000 de ani să vină la Lavoisier, să vină la Marie Curie, să se descopere microscopul, să se facă structura materialelor și au spus oamenii așa. Toate materialele sunt alcătuite din molecule. Moleculele, la rândul lor, sunt din atom. Atomii sunt din proton și neutron, adică sarcini pozitive și sarcini negative, lucruri care nu se văd cu ochiul liber. Chiar învățat la școală, da? Toate știți. Astea nu se văd cu ochiul liber, dar am formul ăsta, dacă te uiți cu microscopul, e o mișcare dirijată de energie în cadrul lui. Lui Pavel nu i-o trebuie microscop. Pavel a spus prin credință, toate lucrurile care se văd, îs făcute din lucruri care nu se văd. Asta e înțelepciunea lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul. Dragii mei, există un alt punct de intersecție, de interferență între lumea materială și lumea spirituală. Și am numit eu asta nașterea Domnului Iisus. Domnul Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu e Duh. Duhul nu se vede. Dar la un moment dat, Fiul lui Dumnezeu a intrat în lumea materială. A luat un chip de om, s-a zămislit în Maria Fecioara și cu trupul ăsta omenesc a trăit printre oameni, spune Biblia, plin de har și de adevăr, și oamenii l-au văzut. El era Dumnezeu nevăzut, dar s-a făcut văzut pentru noi. Și acum vine din apostolul și încep să predice și când încep de predica spun așa, ce am văzut cu ochii noștri, ce am auzit cu urechile noastre și ce am pipărit cu mâinile noastre. Pentru că Hristos îi spune la un moment dat lui Toma, Toma, adă degetul și pune-l în palma mea, pune-l în coasta mea și nu fi necredincios, ci fi credincios. Dumnezeu să ne ajute și pe noi. Ce vreau eu să vă spun? Există două lumi.
O lume spirituală care nu se vede, dar este. Spunea Domnul Iisus Hristos în Matei 18:20. Unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, eu sunt în mijlocul lor. Credeți că Hristos e aici? Amin. Dar nu vedem cu ochii de carne. Scrie Ioan 10:4. Că tu n-ai ochii de carne. Cu ochii de carne nu vedem. De aceea, îl rugăm pe Dumnezeu să ne deschidă ochii inimii și cu ochii aceia inimii să-L vedem pe Domnul Iisus în mijlocul nostru. În viața fiecărui om există două momente de referință. Nașterea și moartea. Timpul este o invenție a lui Dumnezeu pentru oameni. La Dumnezeu nu este timp. Psalmul 90, Doamne, Tu ai fost în locul nostru de adăpost din neam în neam. Din veșnicie, în veșnicie, Tu ești Dumnezeu. Există două veșnicii. Veșnicia trecută, de la minus infinit, și până în veșnicia viitoare, până la plus infinit. Aceste două veșnicii, veșnicia trecută, de veșnicia viitoare, e despărțită de ziua de azi, dar la Dumnezeu nu există noțiune de timp. Frații mei, în Rai nu o să fie ceasul de perete. Nu o să mai fie nici soare acolo. Nu o să mai fie structurată veșnicia în bază de timp. Timpul a inventat Dumnezeu pentru oameni. Omul trebuia adus pe pământ, că o căzând Lucifer în păcat, și toate sufletele omenești trebuiau aduse pe pământ și puse la un examen. Și când Dumnezeu l-a adus pe pământ, ne-a pus într-o diagramă, în timp și în spațiu. Eu m-am născut în Bosani, tu te-ai născut unde te-ai născut, fiecare născut unde l-a pus Dumnezeu, o coordonată în spațiu. Și a doua coordonată în timpul. Și Dumnezeu ne găsește din cer, acolo unde trebuie să fim și în vremea în care trebuie să fim. Dumnezeu nu are timp. Nu putem noi explica conceptul acesta de veșnicie. Dumnezeu nu are început al zilelor. Nu pot să spun că Dumnezeu e de un miliard de ani. Că aș greși. Nici nu pot să spun că Dumnezeu trăiește 10 miliarde de ani de aici înainte. Că aș greși. Economia lui Dumnezeu nu este timp. Timpul e o invenție a lui Dumnezeu. A dus odată cu Adam în lume și când vine Domnul Iisus să răpește biserica, îi chinuirea veșnică din Apocalipsa sau fericirea veșnică, timpul dispare. Repet încă o dată, noi ne uităm la ceasuri, noi lucrăm după ceas, noi avem calendar, ani, zile, luni și așa mai departe. În veșnicia lui Dumnezeu nu e așa. Dumnezeu este veșnic, natura lui e veșnică, ceva ce nu putem pricepe. Dar știm că și noi vom trăi veșnic. Dumnezeu să ne ajute. Acum, ținând cont de aceste două luni, ar trebui să fim foarte atenți. Omul nostru din înăuntru de care ni se vorbea, omul nostru spiritual, este legat de trupul acesta. Dar vine o vreme când trupul îi depus în pământ, iar sufletul se duce la Dumnezeu care l-a dat. Problema mare care se pune, noi suntem trecători. Și acum dau o schiță de predică. Cine predică aici? Trece omul, Psalmul 39. Spune cât de trecător sunt. Ca suveica printre fire. Viața mea e cât un alt de palmă. Eu am mai spus într-o adunare. Sunt născut într-o casă din țesător. Mama o țesut, surorile mele o țesut și eu am țesut până la tinericeu. Știu să țes mai bine ca voi, ca toate de aici. Popoare de ele ales cu două fețe, eu știu să țes. Știu cum merge suveica țesătorului. Am acasă teamul din popoare, dar astea trec. Că dacă trece viața noastră, tinerița noastră, da? Eclesiastul spune acolo, gorește oricine cască, viața și zorii tinerețe sunt trecători. Stările noastre sentimentale, fericirea și supărarea și amărăciunea trec. Dar dincolo de viața noastră care trece,
Eu mi-aduc aminte când m-a spus la pensie, o venit cineva și mi-a spus, domnul Dragoș, ai terminat școală, o venit armata, te-ai însurat, te-ai angajat, acum ai ieșit la pensie. Știi ce urmează după pensie? Ca să vă felicit. Am spus, știu, știu ce urmează. Frață pensionar de aici, ce urmează după pensie? Mai trecem, nu mi-au venit la clinică, eu sunt așa de bătrân. Mi-aduc aminte din prima zi de școală, când a luat geata în spate și m-am dus. Mi-aduc aminte, vorbea fratele Octav, amintiri plăcute sau neplăcute. Dar noi trecem, dar noi odată predicam fratele Dragoș Poianu, păstorul de acolo, el are o 60 de ani. Și predica așa cu ciud un pic, predica așa cum, spunea, unde-i frață cei bătrâni care vecheau în adunare, acele capete de arme, acea înțelepciune, unde-i frață bătrâni, să nu ne lăsăm pe tânjoară. Și când noi ești afară, nu știu, nevastă la el și spune, Dragoș, ai ca să oglindă, dar de ce? Vrei să vezi un frate bătrân? Dar de ce? Nu știu din oglindă. Păi dacă ai 60 de ani și ești altă, ce mai întreb unde-i frață bătrân? Dragii mei, viața trece, tinerețea, zore, frumusețea, trec toate, facem riduri, ne doare spatele, ne ducem la stomatolog, ieșim la pensie, trece mai repede decât vă gândiți voi. Tatăl meu a murit la 84 de ani și aproape ostentativ îmi spunea aproape fiecare zi, băi băiete, să dai de seama că viața trece mai repede decât ce gândești tu. Uite, am 84 de ani, era prieten statul Nicolă Țăreanu și Găzană. Și în tineretul fost prieten. Uite, am 84 de ani și viața trece mai repede decât te gândești tu. Și trebuie să înțelegem că viața noastră e trecătoare. Viața asta trece, dar averea noastră trece. Trece și averea noastră? Trece. Spuneam de acele covoare. Într-o zi m-am dus în discutul. Că acum lumea s-a cumințit. Înainte punea covoară la pereți pe jos, acum punem grese, dăm cu mocul, dacă agățăm un tablou, agățăm, dacă nu, nu, suntem mai practici. Și când am scuturat covoarele, niște mole așa pe deritul, albastre, roșu, verzi, pe molea capătă culoarea lângă, care o mănâncă. Și îi spunea la soții, dacă ar fi mai mica să ne vadă, nu se întrege, aveam normă atâta pe zi, nu ne curcam până nu ne făceam normă. Dacă ar fi mămica să ne vadă, o trecut cu voarele. Averea noastră trece. Eu am văzut mașini ruginite, ați văzut poate mașini ruginite? Dar casă rămasă în paragere. Trecem cu tata prin sa, spunea, uite ce gospodărie era aici, uite acum au căzut o proastă, o slăcară. Averea noastră, hainele noastre, noi trecem. Dar sunt lucruri care nu trec, fratele. O rânduire sociale trec. O rămas câteva legi în codul lui Hammurabi. Babilonul, îmi place, cercetați istoria, aș putea să vă vorbesc de acel vestit Babilon. Babilonul avea niște ziduri de la 80 la 110 metri. Avea lăcime de 20 de metri pe ziduri. Avea străzi întretăiate, o latură de 44 de kilometri, mai mare decât Bucureștiul de azi. Avea rezerve de apă și mâncare pentru 20 de ani. Babilonul nu se putea cuceri. Babilonul era ceva extraordinar. Eu spunea problema Babilonului cu amănunțit. Și a ieșit o prorocie. Va vedea Babilonul. Și vreau să vă spun, într-o noapte Babilonul a căzut. Că omul, când avea o sărbătoare a ziua lui Mandu, omul care trebuia să pună grilajul prin râul ce intra în cetate, s-a îmbătat și el, că toți au fost bieți. Și de acolo a deviat apa, o intra și-o cucerit Babilonul. Tinul, Sidonul, a putea vorbi cetățe astea mari. În Leniu, Stalin, Ceaușescu, în Imperiu, se duc unul după altul. Toate lucrurile sunt trecătoare. Toate lucrurile acestea sunt trecătoare. Eu am avut o cumnată, o invitare pe o cântare. Avea o cântare preferată. Și când au murit, fără să fie bolnav odată, frate Durel Barbaroi și Andrei Știu, absente, când o găsit mort în garaj, fără să fie bolnav, fără să dea un semnal. Și când sora mea s-a dus, ne-a dus cu el, am zis, pensar, l-a făcut, când i-a căutat în portofel, a spus, băi, gata, ai mort. Și când i-a căutat actele, i-a găsit o cântare scrisă de el de mână și o purta la piept aici. Tot mai frumoasă este iubire, de zi în zi. Din ceas în ceas și dulcea ochilor privire tot mai serină ți-o rămas. Și al doilea vers, ce scrie acolo? Ce trecătoare sunt toate?
și așezări și legi, nimic din ce aici nu poate să țină veacul întregi. Doar Tu, iubire, Tu ești una. Și spune ultimul verset, iubirea e Dumnezeu. Vreau să vă spun în seara asta, ați venit la America, nu ca să vă faceți proroci, ați venit nu ca să vă faceți păstori, nu ca să vă faceți mai pocăiți la România, ați venit să îndrejiți de familiile voastre, nu vă acuză nimeni pentru asta. Că pocăiți au copii mulți, sunt aia greu în România, ați venit să trăiți mai ușor. Dar sunt în seara asta aici să vă spun că toate lucrurile astea care se văd, adunarea asta grozavă, m-a impresionat, într-o zi va trece și ea. Tot ce este pe pământ, tot ce este aici, va trece, dragul meu. Vor trece până și cerul și pământul. Matei 24, cu 35. Cerul și pământul vor trece. Așa scrie Biblia. Ei, dar sunt lucruri care nu vor trece. Acum noi lucrăm, noi îngrijim, purtăm grijă de familiile noastre, dar suntem atenți la trâmbiță. Într-o zi, pământul cu tot ce este de el va arde. Trupurile, corpurile cerești se vor topi de căldura focului. Spuneam în fiatre la cineva, aveam niște case grozate și ne-a rotat casa și le-a spus noi, casa mea de la Bosani va arde și casa ta va arde. Cred că la tine scrie fum mai mult ca la mine. Cam asta ar fi diferența. Nu îndemn spre lenevire, nu îndemn spre a sta degeaba, nu, că nu-mi place asta. Dar așa trebuie să trăim pocăința. Dacă în seara să te cheamă Domnul o casă, știți cât de accidente sunt, știți cât mor, știți cum se întâmplă. Dacă te cheamă Domnul în seara asta acasă, tu ai ceva de gol. Că dacă există lucruri trecătoare, există și lucruri veșnice. Iuda vorbește în versetul 21 de o viață veșnică. În 2 Corinteni aici, capitolul 5, știm că dacă se desface casa pământească a corpului nostru trupesc, avem în cer o clădire care nu-i făcută de mâini, ci este veșnică. Ai casa ce e acolo? Ai casa ce e acolo? Pe lângă mașină, pe lângă firme, pe lângă datorii sau știu ce ai cu bancă, pe lângă ce ai aici, acolo ai casa aceea? Ai trimis ceva dincolo? Și cum ne putem face casa? Rămâne un alt subiect de discuție. Există o împărăție veșnică. Ați văzut? Petroiul ăla, care s-a desprins fără ajutorul unui mâini, o spulbea chipul acela uriaș, aurul, argintul, arama, lutul și fierul. Și așa cum vine vântul în are și e pleava, așa o fost spulberate toate împărățiile lumii. Dar împărăția aceea a rămas veșnică. Aceea este împărăția Domnului Iisus Hristos. Împărăția asta nu trece sub altă stăpânire. Împărăția asta și porțile locuințe morțe, nu pot păinui, că e împărăția lui Hristos. Tu faci parte din împărăția aceea? Dacă azi se închide dosarul, dacă azi se strâne Dumnezeu acasă, dacă lucrurile astea trecătoare, frumoase, sau mai puțin frumoase, rămân de tine, ai tu ceva dincolo? Ultimul gând. Există două lumi. O lume spirituală și o lume materială. Raportul de subordonare este următor. Lumea materială trebuie să fie subordonată lumii spirituale. Cea care guvernează, cea care conduce, acea care are întâietatea, este lumea spirituală. Și vine Domnul Matei 6 cu 33 și ne spune următorul lucru. Căutați mai întâi. Ce să căutăm? Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate acestea ni se dau pe deasupra. Credem? Amin. Care crede să spună amin? Amin. Slavă Domnului! Acum care face așa, să mai spun o dată amin. Amin. Adică să cau mâini dimineață când trezesc, întâi împărăția. Da? Ce înseamnă împărăția? Nu cafeaua. Nu fugi grăbit la lucru. Împărăția înseamnă te-ai plecat pe genunchi, ai citit un cuvânt, ai făcut o rugăciune, ai strâns familia dacă se poate, dar toată ziua meditezi la cuvântul acela. Toată ziua faci ceva pentru împărăție. Odată un frate era pus în discuția bisericii și îl dea jos din conducător de adunare. Îl cunosc foarte bine. Și cineva spune așa, dacă s-a venit la adunare și-o spune mare mult, vreți să mă dați jos, să mă pun
Domnul îi dă disciplină, el nu are păcate, dar era un pic prea îngust, prea fanatic și Imo ia un pic mai rar. Și eu spus, Imo fiecare zi cu familia am un timp de rugăciune dimineața. În fiecare zi citesc de Scriptură, în fiecare zi eu fac o milostenie, cât mă ajută Domnul. Și în fiecare zi, de zeci de ani, în fiecare zi eu vizitez un bolnav. Spuneți-mi din astea ce-mi puteți lua. Și frate, vă spus, nu-ți putem lua nimic. Păi asta e împărăția. Împărăția nu mă puteți lua. Ne luăm titlurile, ne rupem diplomele, schimbăm locul de comitie, așa se pot face. Cu ridicare de mână sau cu împetrirea inimii. Dar împărăția aceea veșnică nu ne-o poate lua nimic. Și bine, Domnul se spune așa, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Amin. Și toate celelalte se vor da pe deasupra. Amin? Amin. Și de acasă cu gândul ăsta. Există două lumi. Una spirituală și una materială. Lumea materială trece, aia spirituală rămâne. Și aia spirituală trebuie să fie șefa, să guverneze, să domnească în inima noastră. Amin.